Mulinetele sunt clasificate în funcție de mărime cu mențiunea că nu există un standard, producătorii având convenții diferite când se referă la mărimea mulinetei. Totuși, la modul general, putem spune că mulinetele cele mai mici se încadrează în plaja 1350 și sunt potrivite pentru peștii de talie mică și pescuit la distanțe scurte. Clasa medie include mulinetele cu mărimi între 4000 și 5500. Folosite atunci când, așa cum era de așteptat, sunt vizate exemplarele medii și distanțele la care se pescuiește nu depășesc 100 de metri. Cele peste 6000 sunt considerate ca făcând parte din categoria mulinetelor mari sau în engleză big pit. Pentru exemplarele capitale de peste 15-20 kg și distanțe de pescuit de peste 150 de metri, sunt folosite mulinete de mărimea 10.000. Și mai mult. Ce trebuie reținut este că mărimea, numărul respectiv, ne indică doar clasa din care face parte mulineta, fără să ofere informații cu privire la dimensiunile sale fizice, cum ar fi greutatea, lungimea, diametrul exterior sau interior al tamburului sau capacitatea firului. Oricum, ca regulă generală, cu cât mărimea este mai mare, cu atât mulineta și tamburul sunt mai mari, înmagazinând mai mult fir. Similar, o mulinetă mai mare este de regulă mai grea și mai robustă decât cele de mărime mai mică.